Curs de Miracole. Capitolul 9. Acceptarea ispășirii. Partea 1. Acceptarea realității. Frica de voia lui Dumnezeu e una dintre cele mai ciudate credințe făurite vreodată de mintea umană. Ea nu ar fi putut să apară dacă mintea nu ar fi fost deja profund scindată, făcându-i posibil să se teamă tocmai de ce este ea. Realitatea nu poate amenința decât iluziile din moment ce realitatea poate susține numai adevărul. Însuși, faptul că voia lui Dumnezeu, care este ce ești, e percepută în fricoșătoare, demonstrează că te temi de ce ești. Atunci, nu de voia lui Dumnezeu te temi, ci de a ta. Voia ta nu e cea a euului și din acest motiv eul e împotriva ta. Ce pare a fi frica de Dumnezeu e de fapt frica de propria ta realitate. E imposibil să înveți ceva cu consecvență într-o stare de panică. Dacă scopul acestui curs e să te ajute să îți amintești ce ești și dacă crezi că ești ceva înfricoșător, trebuie să rezulte că nu vei învăța cursul acesta. Dar motivul pentru care există cursul e tocmai faptul că nu cunoști ce ești. Dacă nu cunoști care e realitatea ta, de ce ești atât de sigur că e ceva înfricoșător? Asocierea adevărului cu frica, foarte artificială în cel mai bun caz, e deosebit de nepotrivită în mințile celor ce nu cunosc care e adevărul. Tot ce poate să însemne e că asociezi arbitrar ceva ce îți întrece conștiința cu ceva ce nu vrei. E evident atunci că judeci ceva de care ești total inconștient. Ai aranjat această situație ciudată, așa încât să îți fie imposibil să scapi din ea fără o călăuză ce cunoaște care e realitatea ta rostul acestei călăuze e doar acela de a-ți aminti ce vrei. Nu caută să îți impună o voie străină, ci depune toate eforturile posibile în limitele pe care îi le impui să ți restabilească voia în conștiință. Ți-ai întemnițat voia dincolo de conștiență, unde și rămâne, dar de unde nu te poate ajuta, când am spus că funcția Spiritului Sfânt e distingerea adevăratului de fals în mintea ta, am vrut să spun că El are puterea să pătrundă cu privirea ce ai ascuns și să recunoască voia lui Dumnezeu acolo. Faptul că recunoaște această voie îi poate conferi realitate pentru tine, pentru că El e în mintea ta și de aceea El e realitatea ta. Și atunci, dacă felul în care îți percepe mintea îți aduce realitatea acesteia, el te ajută, de fapt, să îți amintești ce ești. Singura sursă de frică în acest proces e ce crezi că vei pierde. Dar de avut nu poți să ai decât ce vede Spiritul Sfânt. Am subliniat de multe ori că Spiritul Sfânt nu îți va cere niciodată niciun sacrificiu. Dar dacă îți cer singur sacrificiul realității, Spiritul Sfânt trebuie să îți aducă aminte că asta nu e voia lui Dumnezeu pentru că nu e voia ta. Nu există nicio diferență între voia ta și cea dumnezească. Dacă nu ai avea o minte scindată, ai recunoaște că a voi e mântuire pentru că e comunicare. E imposibil să comunici în limbi străine, tu și creatorul tău puteți comunica prin creație, pentru că asta și numai asta e voia voastră îngemănată. O minte împărțită nu poate comunica pentru că vorbește de lucruri diferite aceleiași minți. Își pierde astfel capacitatea de a comunica simplu, căci o comunicare confuză nu înseamnă nimic. Un mesaj nu poate fi comunicat decât dacă are sens cât sens pot să aibă mesajele tale când ceri ce nu vrei. Dar cât timp te temi de voia ta, tocmai asta ceri. Deși susții cu tărie că Spiritul Sfânt nu îți răspunde, ar fi mai înțelept poate să vezi ce fel de întrebări pui. Tu nu ceri numai ce vrei, căci te temi că s-ar putea să primești lucrul dorit și chiar că l-ai primit iată de ce îl ceri cu stăruință profesorului ce nu ți-l poate da cu niciun chip. Faptul că nu vei putea învăța nici când de la el ce anume este îți dă iluzia siguranței. Dar nu îți vei găsi niciodată siguranța punându-te la adăpost de adevăr, ci numai în adevăr. Realitatea e unica siguranță. Voia ta e mântuirea ta pentru că e aceeași cu cea dumnezească. Separarea nu e decât credința că este diferită. Nicio minte corectă nu poate crede că voia ei e mai puternică decât cea dumnezească. De aceea, dacă o minte crede că voia ei e diferită de cea dumnezească, nu poate decât să decidă fie că nu există Dumnezeu, fie că voia lui Dumnezeu e ceva înfricoșător. Prima îl explică pe ateu, iar cea de-a doua pe martir, care crede că Dumnezeu cere sacrificii. Fiecare dintre aceste două decizii de mente va stârni panică, pentru că ateul crede că e singur, iar martirul crede că Dumnezeu îl răstignește. Dar nimeni nu vrea cu adevărat nici abandon, nici ripostă, chiar dacă mulți le caută pe amândouă. Poți-oare să-i ceri Spiritului Sfânt astfel de daruri și să te aștepți cu adevărat să le primești? El nu îți poate da ce nu vrei. Când îi ceri dătătorului universal ceva ce nu vrei, cer ceva ce nu poate fi dat pentru că nu a fost creat. Nu a fost creat niciodată pentru că nu a fost niciodată voia ta pentru tine. În cele din urmă, fiecare trebuie să își amintească voia lui Dumnezeu pentru că în cele din urmă fiecare trebuie să se recunoască pe el însuși. Recunoașterea aceasta e recunoașterea că voia lui și cea Dumnezească sunt una. În prezența adevărului nu există nici incredul, nici sacrificii. În siguranța realității, frica e total lipsită de înțeles. Să negi ce este nu poate decât să pară înfricoșător. Frica nu poate fi reală fără o cauză, iar Dumnezeu e singura cauză. Dumnezeu este iubire și tu îl vrei cu adevărat. Asta este voia ta. Cere asta și ți se va răspunde, pentru că vei cere doar ce îți aparține. Când îi cer Spiritului Sfânt ceva ce ți-ar dăuna, el nu poate răspunde pentru că nimic nu-ți poate dăuna, așa că cer exact nimica. Orice dorință pornită din eu e o dorință de a primi nimica. Să cere așa ceva nu e o rugăminte, ci o negare sub forma unei rugăminți. Spiritul Sfânt nu e preocupat de formă, fiind conștient numai de înțeles. Eul nu îi poate cere Spiritului Sfânt nimic, căci există o totală absență de comunicare între ei. Dar tu îi poți cere totul Spiritului Sfânt pentru că rugămințile pe care îi le adresezi sunt reale, venind din mintea ta corectă. Să nege oare Spiritul Sfânt voia lui Dumnezeu? Și poate oare să nu o recunoască în Fiul Lui? Tu nu recunoști enorma risipă de energie pe care o faci negând adevărul. Ce ai spune de cineva care ține să încerce imposibilul? Crezând că atingerea lui e egală cu reușita. Credința că trebuie să ai imposibilul ca să fii fericit contrazice total principiul creației. Dumnezeu nu a putut voi ca fericirea să depindă de ce nu poți să ai niciodată. Faptul că Dumnezeu este iubire nu cere crezare, ci acceptare. Faptele. E posibil să le negi, deși e imposibil să le schimbi. Dacă îți acoperi ochii cu mâinile, nu vei vedea pentru că încalci legile vederii. Dacă negi iubirea, nu o vei cunoaște, căci cooperarea ta e legea propriei ei ființe. Nu poți să schimbi legile pe care nu le-ai făcut tu, iar legile fericirii au fost create pentru tine, nu de tine orice încercare de a nega ce este trebuie să fie înfricoșătoare și dacă e o încercare puternică, va produce panică. Voitul în contra realității, deși un lucru imposibil, poate fi transformat într-un obiectiv foarte stăruitor, deși nu îl vrei. Gândește-te însă la rezultatul acestei decizii ciudate. Îți dedici mintea unui lucru nedorit, cât de reală poate fi această dedicare? Dacă nu îl vrei, nici nu a fost creat. Dacă nu a fost creat, e nimic. Oare chiar poți să te dedici nimicului? Dumnezeu, în dedicarea lui față de tine, te-a creat dedicat totului și ți-a dat cui te dedici. Altfel, nu ai fi fost creat perfect. Realitatea e totul și ai totul pentru că ești real. Nu poți face irealul pentru că absența realității e înfricoșătoare, iar frica nu poate fi creată. Cât crezi că frica e posibilă, nu vei crea. Contraordinele realității fac realitatea să fie fără înțeles, iar realitatea este înțeles. Amintește-ți așadar că voia lui Dumnezeu e posibilă deja și că în afară de ea nimic nu va mai fi. Iată simpla acceptare a realității, căci numai asta e real. Nu poți să distorsionezi realitatea și să cunoști ce este. Iar dacă distorsionezi realitatea, vei fi cuprins de neliniște, depresie și panică, în final pentru că încerci să faci din tine ceva ireal când simți aceste lucruri, nu încerca să cauți adevărul dincolo de tine, căci adevărul nu poate fi decât în tine. Spuneți așadar, Hristos e în mine și unde este El, trebuie să fie Dumnezeu, căci Hristos face parte din El. Partea a doua Răspunsul la rugăciune toți cei ce au încercat vreodată să folosească rugăciunea pentru a cere ceva s-au confruntat cu un aparent insucces. Asta e adevărat când este vorba nu numai de lucruri concrete ce pot fi dăunătoare, ci și de rugăminți strict pe linia acestui curs. Acestea din urmă, mai ales, ar putea fi interpretate incorrect ca dovadă că acest curs nu are intenții serioase. Și totuși, trebuie să-ți amintești afirmațiile cursului, făcute în repetate rânduri, că scopul pe care îl urmărește este debarasarea de frică. Să presupunem atunci că lucrul pe care îl cer Spiritului Sfânt e chiar ce vrei, dar te temi încă de el. Dacă e așa, obținerea lui nu ar mai fi ce vrei. Iată de ce anumite forme concrete de vindecare nu se realizează nici când s-a realizat starea de vindecare. Cineva poate să ceară vindecare fizică pentru că se teme de vătămare corporală. În același timp, dacă s-ar vindeca fizic, amenințarea la adresa sistemului lui de gândire ar putea să-i provoace mult mai multă frică decât expresia ei fizică. În acest caz, el nu cere de fapt eliberare de toată frica, ci îndepărtarea unui simptom selectat de el. Rugămintea aceasta, prin urmare, nu e deloc o cerere de vindecare. Biblia subliniază că toate rugăciunile își primesc răspunsul și asta e adevărat. Însuși faptul că i s-a cerut ceva Spiritului Sfânt asigură un răspuns. Dar e la fel de sigur că răspunsul dat de el nu va fi niciodată unul care să sporească frica. E posibil ca răspunsul lui să nu fie auzit, dar e imposibil să se piardă. Sunt multe răspunsuri pe care le-ai primit deja, dar încă nu le-ai auzit. Te asigur că ele te așteaptă. Dacă vrei să știi că rugăciunile tale își primesc răspunsul, nu te îndoi niciodată de un fiu de-al lui Dumnezeu nu îl pune la îndoială și nu îl încurca, căci credința ta în el e credința ta în tine. Dacă vrei să-l cunoști pe Dumnezeu și să-i cunoști răspunsul, crede în mine, cel la cărui credință în tine nu poate fi zdruncinată. Poți să i ceri Spiritului Sfânt cu adevărat și să te îndoiești de fratele tău? Crede în adevărul cuvintelor lui datorită adevărului din el te vei uni cu adevărul din el și cuvintele lui vor fi adevărate. Cum îl auzi pe el, mă vei auzi pe mine. Ascultarea adevărului e singurul mod în care îl poți auzi acum și cunoaște în cele din urmă. Mesajul pe care ți-l dă fratele tău de tine depinde. Ce îți spune el? Ce ai vrea să îți spună? Decizia pe care o iei în privința lui determină mesajul pe care îl primești. Amintește-ți că Spiritul Sfânt este în El și că vocea lui îți vorbește prin El. Ce poate să îți spună un frate atât de sfânt decât adevărul? Dar îl asculți. Fratele tău poate nu știe cine este, dar există în mintea lui o lumină care știe. Lumina aceasta se poate răsfrânge în trata, dând adevăr cuvintelor lui și făcându-te în stare să le auzi. Cuvintele lui sunt răspunsul pe care ți-l dă Spiritul Sfânt. Ce destul de tare credința în el să te lase să auzi? Nu te poți ruga numai pentru tine, după cum nu poți găsi nici bucurie numai pentru tine. Rugăciunea e o reafirmare a includerii, dirijată de Spiritul Sfânt, potrivit legilor lui Dumnezeu. Mântuirea vine de la fratele tău. Spiritul Sfânt se extinde din mintea ta la lui și îți răspunde ție. Nu poți să auzi vocea pentru Dumnezeu numai în tine, pentru că nu ești singur, iar răspunsul lui e numai pentru ce ești tu. Nu vei cunoaște încrederea pe care o am în tine dacă nu o extinzi. Nu vei avea încredere în călăuzirea Spiritului Sfânt și nu vei crede că este pentru tine dacă nu o auzi în alții. Ea trebuie să fie pentru fratele tău, fiindcă este pentru tine. Să fi creat Dumnezeu o voce numai pentru tine. Poți oare să-i auzi răspunsul dacă nu le răspunde tuturor fiilor lui Dumnezeu? Auzi de la fratele tău ce vrei să aud eu de la tine, căci nu vrei să fiu amăgit. Te iubesc datorită adevărului din tine, după cum te iubește Dumnezeu. Amăgirile tale te pot amăgi pe tine, dar pe mine nu mă pot amăgi. Cunoscând ce ești, nu mă pot îndoi de tine. Aud doar Spiritul Sfânt din tine, care îmi vorbește prin tine. Dacă vrei să mă auzi, auzim frații în care vorbește vocea lui Dumnezeu. În ei stă răspunsul la toate rugăciunile. Ți se va răspunde când auzi răspunsul în toți. Nu asculta altceva, căci nu vei auzi cu adevărat. Crede în frații tăi, pentru că eu cred în tine, și vei învăța că credința mea în tine e justificată. Crede în mine, prin credința ta în ei, de dragul acelea dat Dumnezeu. Ei îți vor răspunde dacă înveți să le ceri numai adevărul nu le cere binecuvântări, fără să îi binecuvântezi, căci numai așa poți să înveți cât de binecuvântat ești. Urmând această cale, cauți adevărul din tine. Nu înseamnă să mergi dincolo de tine, ci înspre tine. Nu auzi decât răspunsul lui Dumnezeu în fiii săi și ți se va răspunde. A nu crede înseamnă a te pune împotrivă sau a ataca. A crede înseamnă a accepta sau a te pune de aceeași parte. A crede nu înseamnă a fi credul, ci a accepta și a aprecia. Ce nu crezi, nu apreciezi și nu poți fi recunoscător pentru ce nu consideri de valoare. Vei avea de plătit un preț pentru judecată, pentru că judecata e fixarea unui preț. Și cum îl vei fixa, așa îl vei plăti. Dacă a plăti e egalat cu a căpăta, vei fixa un preț scăzut, dar vei cere un câștig ridicat. Vei fi uitat însă că a prețui înseamnă a acorda valoare, câștigul fiind, deci, proporțional cu valoarea acordată. Dacă a plăti este asociat cu a da, nu poate fi perceput ca pierdere, și se va recunoaște raportul de reciprocitate dintre a da și a primi. Se va fixa atunci un preț ridicat, datorită valorii câștigului. Deoarece prețul pentru a căpăta e pierderea din vedere a valorii, e inevitabil că nu vei acorda valoare lucrului primit. Considerându-l un lucru de mică valoare, nu îl vei aprecia și nu îl vei dori. Nu uita niciodată, deci, că tu stabilești valoarea lucrului primit și îi fixezi prețul prin ce dai. Să crezi că e posibil să capeți mult pentru puțin înseamnă să crezi că te poți târgui cu Dumnezeu. Legile lui Dumnezeu sunt întotdeauna drepte și într totul consecvente. Dând, primești. Dar a primi este a accepta și nu a căpăta. E imposibil să nu ai, dar e posibil să nu știi că ai. Să recunoști că ai înseamnă să fii dispus să dai și, numai fiind dispus să dai, poți să recunoști ce ai. Ce dai e, prin urmare, prețul pe care îl pui pe ce ai, corespunzând exact prețului pe care îl are în ochii tăi. Iar acesta, la rândul lui, corespunde intensității cu care îl dorești. Prin urmare, îi poți cere Spiritului Sfânt doar dându-i și îi poți da doar unde îl recunoști. Dacă îl recunoști în toți, gândește-te ce mult îi vei cere și ce mult vei primi. El nu îți va refuza nimic pentru că nu i-ai refuzat nimic și de aceea poți împărtăși totul. În felul acesta și numai în felul acesta îi vei primi răspunsul pentru că răspunsul lui e tot ce poți să ceri și să dorești. Spunei, deci, la fiecare, pentru că vreau să mă cunosc, te văd fiul lui Dumnezeu și fratele meu. Partea a treia. Corectarea greșelii. Promptitudinea cu care reacționează euul la greșelile altor Euri nu e genul de vigilență pe care vrea Spiritul Sfânt să îl întreții eurile sunt critice prin prisma genului de sens pe care îl reprezintă. Ele înțeleg acest gen de sens pentru că are sens pentru ele. Pentru Spiritul Sfânt nu are niciun sens. Pentru eu, să atragi atenția asupra greșelilor și să le corectezi e un lucru blând, drept și bun. Are noimă pentru eu, care nu își dă seama ce sunt greșelile și ce este corectarea. Greșelile țin de eu, iar corectarea greșelilor stă în renunțarea la eu. Când îți corectezi un frate, îi spui că nu are dreptate. Poate că nu are noi mă ce spune pe moment și dacă vorbește din eu, precis nu va avea noi mă ce spune. Dar sarcina ta e să îi spui că are dreptate nu-i o spui verbal, dacă vorbește, prostește. El are nevoie de corecție la un alt nivel, căci greșeala lui e la un alt nivel. El are însă dreptate pentru că e un fiu de-al lui Dumnezeu. Eu, lui nu are dreptate niciodată, indiferent ce spune sau ce face. Dacă atragi atenția asupra greșelilor ce țin de eul fratelui tău, precis vezi printr al tău, pentru că Spiritul Sfânt nu îi percepe greșelile. Lucrul acesta trebuie să fie adevărat din moment ce nu există comunicare între eu și Spiritul Sfânt. Euul nu are noimă, iar Spiritul Sfânt nu încearcă să înțeleagă cele ce provin din el, deoarece nu le înțelege, nu le judecă, știind că ce face euul nu are niciun înțeles. Când reacționezi la greșeli în orice fel, nu dai ascultare Spiritului Sfânt. El pur și simplu nu le-a luat în seamă și dacă ești atent la ele, nu îl auzi pe el. Dacă nu îl auzi pe el, dai ascultare eului tău și ești la fel de greu de înțeles ca fratele ale cărui greșeli le percepi. Asta nu poate fi o corecție, dar e mai mult decât o simplă lipsă de corecție pentru el. E o renunțare la corecție în tine însuți. Când un frate se poartă dement, îl poți vindeca doar percepând sănătatea mentală din el. Dacă îi percep greșelile și le accepti, le accepti pe ale tale. Dacă vrei să le lași pe ale tale în seama Spiritului Sfânt, trebuie să faci același lucru cu ale lui. Dacă acesta nu devine singurul tău mod de a trata toate greșelile, nu vei putea înțelege cum se desfac toate greșelile. Oare nu e același lucru cu a spune că ce predai și înveți? Fratele tău are tot atâta dreptate ca tine și de crezi că nu are, pe tine te condamni. Tu nu te poți corecta pe tine. Se poate oare să îl corectezi pe altul, dar poți să îl vezi cu adevărat cât e posibil să te vezi cu adevărat. Nu e răspunderea ta să îți schimbi fratele, ci doar să îl accepti așa cum e. Greșelile lui nu vin din adevărul din el și numai acest adevăr îți revine greșelile lui nu pot schimba adevărul din el și nu pot avea niciun efect asupra adevărului din tine. A percepe greșeli în cineva și a reacționa la ele ca și cum ar fi reale e tot una cu a le da realitate pentru tine. Nu vei scăpa fără să plătești pentru asta, nu pentru că ai fi pedepsit, ci pentru că urmezi călăuza greșită, așa că te vei rătăci. Greșelile fratelui tău nu țin de el, după cum nici ale tale nu țin de tine. Acordă realitate greșelilor lui și te-ai atacat pe tine. Dacă vrei să îți găsești drumul și să nu îl pierzi, vezi doar adevărul alături de tine, căci mergeți împreună. Spiritul Sfânt din tine iartă toate lucrurile din tine și din fratele tău. Greșelile lui sunt iertate odată cu ale tale ispășirea nu e mai separată decât iubirea. Ispășirea nu poate fi separată pentru că vine din iubire. A încerca să îți corectezi un frate înseamnă a crede în posibilitatea corecției efectuate de tine, iar asta nu poate fi decât aroganța eului. Corecția ține de Dumnezeu care nu cunoaște aroganță. Spiritul Sfânt iartă totul pentru că Dumnezeu a creat totul. Nu îți asuma funcția lui, căci o vei uita pe a ta. Acceptă doar funcția vindecării în timp, căci acesta este rostul timpului. Dumnezeu ți-a dat funcția de a crea în veșnicie. Nu trebuie să o înveți, dar trebuie să înveți să o dorești. Iată la ce servește toată învățătura. Iată utilitatea pe care o atribuie Spiritul Sfânt unei aptitudini de care nu ai nevoie, dar pe care ai făcut-o. Dă-i-o lui. Tu nu înțelegi cum să o folosești. El te va învăța cum să te vezi fără condamnare, învățând cum să vezi totul fără ea. Și atunci, condamnarea nu va avea realitate pentru tine, și toate greșelile îți vor fi iertate. Partea a patra. Planul de iertare al Spiritului Sfânt. Ispășirea este pentru toți, fiind modul de a desface credința că există ceva doar pentru tine. A ierta înseamnă a trece cu vederea. Privește atunci dincolo de greșeală și nu îți lăsa percepția să se oprească asupra ei, căci vei crede ce conține percepția ta. Dacă vrei să te cunoști, acceptă ca adevărat numai ce este fratele tău. Percepe ce nu este el și nu vei putea cunoaște ce ești tu, pentru că îl vezi în mod fals. Amintește-ți mereu că identitatea ta e împărtășită și că împărtășirea ei este realitatea ei. Ai de jucat un rol în ispășire, dar planul ispășirii te depășește. Nu înțelegi cum să treci greșelile cu vederea, căci altfel nu le face și ar fi doar o greșeală în plus să crezi fie că nu le faci, fie că le poți corecta fără o călăuză care să îți arate cum. Dacă nu urmezi această călăuză, greșelile nu îți vor fi corectate. Planul nu e al tău din cauza ideilor tale limitate despre ce ești. Din acest sentiment de limitare provin toate greșelile, așa că modul de a le desface nu e de la tine, ci pentru tine. Ispășirea e o lecție de împărtășire care ți se dă din cauza că ai uitat cum să o faci. Spiritul Sfânt îți aduce doar aminte de utilitatea firească a aptitudinilor tale. Reinterpretând aptitudinea de a ataca în aptitudinea de a împărtăși, El traduce ce ai făcut tu în ce a creat Dumnezeu dacă vrei să înfăptuiești asta prin el. Nu îți poți privi aptitudinile cu ochii eului, căci le vei judeca așa cum le judecă el. Toată nocivitatea lor stă în judecata eului. Toată utilitatea lor stă în judecata Spiritului Sfânt. Eul are și el un plan de iertare, pentru că ceri unul, deși nu de la profesorul care trebuie. Desigur, planul eului nu are niciun sens și nu va funcționa. Urmând planul lui, te vei pune într-o situație imposibilă la care eul te conduce întotdeauna. Planul eului este să te facă să vezi greșeala cu claritate mai întâi, ca să o treci cu vederea mai apoi. Dar cum poți trece cu vederea ce ai făcut real? Văzându-l cu claritate, i-ai conferit realitate și nu îl poți trece cu vederea. Aici, eu e nevoit să recurgă la mistere, insistând că trebuie să accepti ceva lipsit de înțeles pentru a te mântui. Mulți au încercat să facă asta în numele meu, uitând că cuvintele mele au noimă pentru că vin de la Dumnezeu. Au la fel de multă noimă acum pe cât au avut vreodată, pentru că vorbesc de idei eterne. Iertarea pe care o înveți de la mine nu folosește frica pentru a desface frica. Și nici nu face real, irealul, ca să îl distrugă mai apoi. Iertarea prin Spiritul Sfânt stă pur și simplu în neremarcarea greșelii de la bun început, ținând-o astfel nereală în ochii tăi. Nu lăsa să-ți treacă prin minte credința că ar fi reală, căci vei crede totodată că trebuie să desfaci ce ai făcut pentru a fi iertat ce nu are efect nu există, iar pentru Spiritul Sfânt efectele greșelii sunt inexistente, anulându-i constant și consecvent toate efectele. De oriunde și în toate privințele, el predă că eul nu există și o dovedește. Urmează atunci ce predă Spiritul Sfânt despre iertare, pentru că iertarea e funcția lui și știe cum să o îndeplinească la perfecție. Iată ce am vrut să spun când am afirmat că miracolele sunt firești și că atunci când nu au loc, ceva nu e în regulă. Miracolele sunt doar indiciul că ești dispus să urmezi planul de mântuire al Spiritului Sfânt, recunoscând că nu înțelegi care este. Munca lui nu e funcția ta și dacă nu accepti acest lucru, nu poți învăța care e funcția ta. Confuzia funcțiilor e atât de specifică eului, încât trebuie să îți fie deja destul de familiară. Eul crede că toate funcțiile îi aparțin, chiar dacă nu are idee care sunt. E mai mult decât o simplă confuzie, e o combinație deosebit de periculoasă, de grandiozitate și confuzie, care face eul să atace pe oricine și orice fără absolut niciun motiv. Eul tocmai asta face are reacții imprevizibile pentru că nu are idee ce percepe. Dacă nu ai idee ce se întâmplă, cât de nimerit te poți aștepta să reacționezi? Te-ai putea întreba, indiferent cum ai motiva reacția, dacă imprevizibilitatea eului îl pune într-o poziție bună pentru a-ți servi drept călăuză. Dăm voie să repet că aptitudinile de călăuză al Eului sunt deosebit de jalnice și că alegerea lui ca profesor între ale mântuirii e cât se poate de proastă. Cine își alege o călăuză total dementă trebuie să fie la fel de dement. Și nu e adevărat că nu îți dai seama de demența călăuzei. Îți dai seama de ea pentru că eu îmi dau seama și ai judecat-o după același criteriu folosit de mine timpul din care trăiește eul e literalmente timp împrumutat și zilele îi sunt numărate. Nu te teme de judecata de apoi, ci întâmpină în cu bucurie și nu mai aștepta, căci timpul eului e împrumutat din veșnicia ta. Asta e a doua venire, care a fost făcută pentru tine, după cum a fost creată cea din tâi. A doua venire e doar revenirea sensului. Poți să te temi de așa ceva. Ce poate fi de temut decât fantezia? Și cine recurge la fantezie dacă nu și-a pierdut speranța de a găsi satisfacție în realitate? E sigur însă că nu vei găsi niciodată satisfacție în fantezie, așa că singura ta speranță e să te răzgândești în privința realității. Dumnezeu nu poate avea dreptate decât dacă e greșită decizia că realitatea este de temut și te asigur că Dumnezeu are dreptate. Bucură-te atunci că ai greșit, dar numai pentru că nu ai știut cine ești. Dacă ai fi știut, nu ai fi putut greși după cum nici Dumnezeu nu poate. Imposibilul poate avea loc numai în fantezie. Când cauți realitatea în fantezii, nu o vei găsi. Simbolurile fanteziei țin de eu și din acestea vei găsi multe dar să nu cauți înțeles în ele, căci nu au mai mult înțeles decât fanteziile în care sunt țesute. Poveștile pot fi agreabile sau înfricoșătoare, dar nimeni nu zice că sunt adevărate. Copiii le pot crede și de aceea, pentru o vreme, poveștile sunt adevărate pentru ei, dar când mijește realitatea, fanteziile dispar. Realitatea nu a dispărut între timp. A doua venire este conștientizarea realității, nu revenirea ei. Uite, puiule, realitatea e aici. Ea ne aparține ție și mie și lui Dumnezeu și ne satisface perfect pe toți. Numai conștiența aceasta vindecă pentru că e conștiența adevărului. Partea a cincea Vindecătorul nevindecat Planul de iertare al eului e mult mai folosit decât cel dumnezeesc căci e întreprins de vindecători nevindecați și ține de aceea de eu să privim acum mai atent vindecătorul nevindecat. Prin definiție, el încearcă să dea ce nu a primit. Dacă vindecătorul nevindecat e teolog de pildă, el poate porni de la premiza Sunt un păcătos nenorocit și tu ești ca mine dacă e psihoterapeut, va porni mai probabil de la credința la fel de incredibilă, că atacul e real atât pentru el cât și pentru pacient, dar că nu are importanță pentru nici care dintre ei. Am spus în repetate rânduri că ce crede eu nu poate fi împărtășit, motiv pentru care credințele lui nu sunt reale. Cum poate atunci dezvăluirea lor să le facă reale? Fiecare vindecător care caută adevărul în fantezii trebuie să fie nevindecat, pentru că nu știe unde să caute adevărul, și de aceea nu are răspunsul la problema vindecării. Conștientizarea coșmarurilor prezintă un singur avantaj, acela de a preda că nu sunt reale și că ceea ce conțin nu are înțeles. Vindecătorul nevindecat nu o poate face pentru că nu crede așa ceva toți vindecătorii nevindecați urmează planul de iertare al eului într-o formă sau alta. Dacă sunt teologi, mai mult ca sigur, se condamnă pe ei înșiși, predau condamnare și promovează o soluție înfricoșătoare. Proiectând condamnarea asupra lui Dumnezeu, îl fac să pară răzbunător și se tem de pedepsa lui. Prin asta, nu au făcut decât să se identifice cu Eul și percepând ce face el, să se condamne din cauza acestei confuzii. E ușor de înțeles că au existat revolte împotriva acestei idei, dar a te revolta împotriva ei înseamnă tot a crede în ea. Unele forme mai noi ale planului Eului sunt la fel de infructuoase ca formele mai vechi, căci forma nu are importanță, iar conținutul nu s-a schimbat. Într-una dintre formele mai noi, de pildă, un psihoterapeut poate să interpreteze simbolurile eului într-un coșmar și să le folosească apoi pentru a dovedi realitatea coșmarului. Odată ce l-a făcut real, va încerca apoi să îi spulbere efectele, deprecind importanța celui ce l-a visat. Acesta ar fi un procedeu tămăduitor dacă și visătorul ar fi identificat ca ireal dar dacă visătorul e echivalat cu mintea, puterea corectivă a minții prin Spiritul Sfânt e negată. Asta e o contradicție chiar și în termenii eului, una pe care o remarcă de obicei chiar și confuz fiind. Dacă pentru contracararea fricii trebuie redusă importanța minții, cum să se ajungă la întărirea eului? Asemenea, incoerențe evidente arată de ce nimeni nu a reușit să explice ce se întâmplă în psihoterapie, căci nu se întâmplă nimic. Nimic real nu i s-a întâmplat vindecătorului nevindecat. Și trebuie să învețe din ce predă el însuși. Eul lui va urmări mereu să obțină ceva din situație. Prin urmare, vindecătorul nevindecat nu știe cum să dea și nu poate împărtăși. Nu poate corecta pentru că nu lucrează corectiv. El crede că e de datoria lui să îi predea pacientului ce e real, deși el însuși nu știe. Ce ar trebui atunci să se întâmple? Când Dumnezeu a spus să fie lumină, a fost lumină. Oare poți găsi lumină analizând întunericul, cum face psihoterapeutul sau cateologul, adeverind prezența întunericului în tine? și căutând o lumină îndepărtată care să îl înlăture, în timp ce subliniez mereu cât de departe e, vindecarea nu e misterioasă, nimic nu se va schimba dacă nu e înțeleasă, căci lumina este înțelegere. Un păcătos nenorocit nu poate fi vindecat fără magie și nici o minte fără importanță nu se poate autoaprecia fără magie. Așadar, ambele forme în care abordează eul problema, trebuie să ajungă într-un impas. Caracteristica situație imposibilă la care eul duce veșnic. Poate îi va folosi cuiva să îi indici încotro se îndreaptă, dar nu are niciun rost dacă nu îl ajuți să își schimbe și direcția. Vindecătorul nevindecat nu o poate face pentru el de vreme ce nu o poate face pentru sine, Singura contribuție semnificativă pe care și-o poate aduce vindecătorul e aceea de a prezenta un exemplu, exemplul unuia a cărui direcție a fost schimbată pentru el și care nu mai crede în niciun fel de coșmare. Lumina din mintea lui îi va răspunde astfel celui care întreabă și care trebuie să decidă cu Dumnezeu că e lumină pentru că o vede. Și, prin adeverirea lui, vindecătorul știe că ea e acolo. Iată cum se traduce în final percepția în cunoaștere. Făcătorul de miracole percepe mai întâi lumina și apoi își traduce percepția în convingere fermă, prin continua ei extindere și prin acceptarea adeveririi ei. Efectele ei îl asigură că ea este acolo. Un terapeut nu vindecă, ci lasă vindecarea să aibă loc. Poate să indice întunericul, dar nu poate aduce el însuși lumina, căci lumina nu ține de el. Dar fiind pentru el, ea trebuie să fie și pentru pacientul lui. Spiritul Sfânt e singurul terapeut. El face vindecarea clară în orice situație în care el e călăuza. Tu poți doar să îl lași să-și îndeplinească funcția. Nu are nevoie de ajutor pentru a-și îndeplini. Îți va spune exact ce să faci să îi ajuți pe cei pe care ți-i trimite în căutarea unui ajutor și le va vorbi prin tine dacă nu intri pe fir. Amintește-ți că tu alegi călăuza care să ajute și că alegerea greșită nu va ajuta. Dar amintește-ți totodată că alegerea corectă va ajuta, ai încredere în El, căci ajutorul e funcția Lui, iar El ține de Dumnezeu trezind alte minți la Spiritul Sfânt prin el și nu prin tine, vei înțelege că nu te supui legilor acestei lumi, dar legile cărora te supui funcționează. Ce e bun e ce funcționează. E o afirmație întemeiată, dar insuficientă. Numai ce e bun poate funcționa. Nimic altceva nu funcționează. Cursul acesta îți oferă o situație de învățare foarte directă și foarte simplă, furnizându-ți totodată și călăuza care îți spune ce să faci. Dacă îl faci, vei vedea că funcționează. Rezultatele lui sunt mai convingătoare decât cuvintele lui. Ele te vor convinge de adevărul cuvintelor. Urmând călăuza corectă, vei învăța cea mai simplă lecție dintre toate. După roadele lor, îi vei cunoaște și se vor cunoaște pe ei înșiși. Partea a șasea. Acceptarea fratelui tău. Cum poți să devii tot mai conștient de Spiritul Sfânt din tine, dacă nu prin efectele lui? Nu poți să îl vezi cu proprii -ți ochi și nu poți să îl auzi cu propriile ți urechi. Cum poți atunci să îl percepi? Dacă inspiri bucurie și alții reacționează la tine cu bucurie, chiar dacă tu însuți nu simți bucurie, înseamnă că există în tine ceva ce are capacitatea să o producă. Dacă este în tine și poate produce bucurie și dacă vezi că produce bucurie în alții, înseamnă că e ceva ce disociezi în tine însuți. Și se pare că Spiritul Sfânt nu produce bucurie în tine cu consecvență, numai pentru că tu nu stârnești bucurie în alții cu consecvență. Reacțiile lor la tine sunt modul în care evaluezi consecvența lui. Când nu ești consecvent, nu vei stârni mereu bucurie, așa că nu îi vei recunoaște mereu consecvența. Ce îi oferi unui frate, îi oferi lui, căci ce dă el nu poate întrece ce dai tu nu pentru că el ar limita ce dă, ci doar pentru că tu ai limitat ce primești. Decizia de a primi este decizia de a accepta. Dacă frații tăi fac parte din tine, vrei să îi accepti? Numai ei te pot învăța ce ești, căci ce înveți rezultă din ce ai învățat pe ei. Ce invoci în ei, invoci în tine și invocând ceva în ei, acel ceva devine real pentru tine. Dumnezeu nu are decât un singur fiu, cunoscându-i pe toți ca unul singur. Numai Dumnezeu însuși e mai mult decât ei, dar ei nu sunt mai puțin decât el. Vrei să cunoști ce înseamnă asta? Dacă ce îi faci unui frate, îmi faci mie, și dacă faci totul pentru tine, pentru că facem parte din tine, tot ce facem îți aparține și ție. Toți cei creați de Dumnezeu fac parte din tine și îi împărtășesc Slava cu tine. Slava lui îi aparține lui, dar este deopotrivă și a ta. Nu poți atunci să fii mai puțin slăvit decât el. Dumnezeu e mai mult decât tine doar pentru că el te-a creat, dar nu vrea să te priveze nici măcar de acest lucru. De aceea, poți crea cum a creat el, iar disocierea ta nu va modifica acest lucru. Nici lumina lui Dumnezeu, nici a ta nu pălesc din cauza că nu vezi, deoarece fiimea trebuie să creeze toată deodată. Îți amintești creația de câte ori recunoști o parte a creației. Fiecare parte pe care ți-o amintești se adaugă la întregimea ta, pentru că fiecare parte e întreg. Întregimea e indivizibilă, dar nu îți poți învăța întregimea până nu o vezi peste tot. Te poți cunoaște doar așa cum își cunoaște Dumnezeu Fiul, căci cunoașterea e împărtășită cu Dumnezeu. Când te vei trezi în El, îți vei cunoaște magnitudinea, acceptând pentru tine nelimitarea Lui. Dar între timp o vei judeca așa cum o judeci pe a fratelui tău și o vei accepta așa cum o accepti pe a lui. Nu ești încă treaz, dar poți să înveți cum să te trezești. Foarte simplu, Spiritul Sfânt te învață să îi trezești pe alții. Văzând cum se trezesc ei, vei învăța ce înseamnă trezirea și fiindcă ai ales să îi trezești, recunoștința lor și felul cum apreciază ce le-ai dat, te vor învăța valoarea darului. Ei vor deveni martori realității tale, după cum ați fost creați și voi martori la cea dumnezească. Iar când fiimea se va uni și își va accepta unitatea, va fi cunoscută de creațiile ei, martore, la realitatea ei ca fiul la tată. Miracolele nu au niciun loc în veșnicie pentru că sunt reparatoare, dar cât mai ai nevoie de vindecare, miracolele tale sunt singurele mărturii la realitatea ta pe care le poți recunoaște. Nu poți să vârși un miracol pentru tine, pentru că miracolele sunt un mod de a dărui acceptare și de a o primi. În timp, dăruirea vine mai întâi, deși dăruirea și primirea sunt simultane în veșnicie, unde nu pot fi despărțite. Când vei învăța că sunt același lucru, nevoia de timp se va sfârși. Veșnicia e un singur timp, a cărui singură dimensiune e întotdeauna. Asta nu poate să însemne nimic pentru tine până nu îți aduci aminte de brațele deschise ale lui Dumnezeu și până nu cunoști în sfârșit mintea lui deschisă. Ca el, tu ești întotdeauna, în mintea lui și cu o minte ca a lui. În mintea ta deschisă sunt creațiile tale în desăvârșită comunicare născută din înțelegere desăvârșită. Dacă ai putea să accepti doar una dintre ele, nu ai mai vrea nimic din ce are lumea să îți ofere. Orice altceva ar fi total lipsit de înțeles. Înțelesul lui Dumnezeu e incomplet fără tine, iar tu ești incomplet fără creațiile tale. Acceptă-ți fratele în lumea aceasta și nu accepta nimic altceva, căci în el vei găsi creațiile tale pentru că le-a creat cu tine. Nu vei cunoaște că ești co-creator cu Dumnezeu până nu înveți că fratele tău e co-creator cu tine. Partea a șaptea. Cele două evaluări. Voia lui Dumnezeu e mântuirea ta. Să nu ți fi dat mijloacele de a o găsi, dacă voiește să o ai, precis ți-a făcut posibilă și ușoară obținerea ei. Frații tăi sunt pretutindeni. Nu trebuie să-ți cauți prea departe mântuirea. Fie ce minut și fie ce secundă îți dau o șansă să te mântuiești. Nu pierde aceste șanse, nu pentru că nu vor reveni, ci pentru că amânarea bucuriei e de prisos. Voia lui Dumnezeu e să ai fericire de acum. Se poate oare să nu fie și voia ta, și se poate să nu fie și voia fraților tăi. Gândește-te atunci că în această voie îngemănată și numai în aceasta sunteți uniți cu toții. Pot să existe dezacorduri în orice altă privință, dar nu și în aceasta. Aici, atunci, își are sălașul pacea. Și tu să leșlești în pace când iei această hotărâre dar nu poți să lășlui în pace dacă nu accepti ispășirea, pentru că ispășirea este calea către pace. Motivul este foarte simplu și atât de evident, încât este trecut adesea cu vederea. Eul se teme de evident din moment ce evidentul e trăsătura esențială a realității. Dar tu nu îl poți trece cu vederea decât dacă nu te uiți. Dacă Spiritul Sfânt se uită cu iubire la tot ce percepe, e cât se poate de evident că se uită cu iubire la tine. Modul în care te evaluează El se bazează pe ce cunoaște El că ești, așa că te evaluează în mod adevărat. Și această evaluare trebuie să fie în mintea ta, pentru că El este acolo. Eul e și El în mintea ta, pentru că L-ai acceptat acolo. Modul în care te evaluează el însă e exact opusul evaluării Spiritului Sfânt, pentru că Eul nu te iubește. Nu își dă seama ce ești și nu are nicio încredere în ce percepe, pentru că percepțiile lui sunt atât de schimbătoare. De aceea, Eul e capabil de suspiciune în cel mai bun caz și de cruzime în cel mai rău. Iată întregul lui diapazon, pe care nu îl poate depăși din cauza incertitudinii lui, și nu îl poate întrece niciodată pentru că nu poate fi sigur niciodată. Ai în minte, prin urmare, două evaluări de sine care se bat cap în cap și nu pot fi adevărate amândouă. Nu îți dai încă seama cât de diferite sunt aceste evaluări pentru că nu înțelegi cât de sublim e felul în care te percepe Spiritul Sfânt. El nu e amăgit de ce faci, pentru că nu uită niciodată ce ești. Eul e amăgit de tot ce faci, mai ales când reacționezi la Spiritul Sfânt, pentru că îi sporește confuzia în asemenea momente. De aceea, Eul e în stare să te atace, mai ales când reacționezi cu iubire, căci te-a evaluat lipsit de iubire și îi contrazici judecata. Eul îți va ataca motivele de îndată ce vin clar în dezacord cu felul în care te percepe atunci va trece brusc de la suspiciune la cruzime, fiindcă ei sporit incertitudinea. Firește, nu are niciun rost să ataci la rândul tău. Ce altceva ar putea să însemne decât că ești de acord cu felul în care te evaluează eul? Dacă alegi să te vezi neiubitor, nu vei fi fericit. Te condamni și de aceea precis te consideri inadecvat chiar eu lui vrei să îi cer să te ajute să scapi de senzația inadecvării pe care el însuși a produs-o și pe care trebuie să o mențină pentru a supraviețui? Poți oare să scapi de evaluarea lui folosind propriile lui metode de a păstra intact acest tablou? Nu poți să evaluezi din interior un sistem de convingeri dement. Te împiedică propriul lui diapazon poți doar să treci de el, să privești înapoi dintr-un punct unde există sănătate mentală și să vezi contrastul. Doar prin acest contrast poate demența să fie judecată dementă. Cu grandoarea lui Dumnezeu în tine, ai optat să fii mic și să îți lamentezi micimea. În cadrul sistemului ce a dictat această opțiune, lamentarea e inevitabilă. Acolo, Micimea ta e consimțită ca lucru de la sine înțeles și nu te întrebi cine a consimțit-o. Întrebarea e lipsită de înțeles în cadrul sistemului de gândire al eului, pentru că ar pune sub semnul întrebării întregul sistem de gândire. Am spus că eul nu cunoaște ce este o întrebare adevărată. Lipsa cunoașterii de orice fel este asociată întotdeauna cu lipsa dorinței de a cunoaște, iar asta, produce o lipsă totală de cunoaștere, deoarece cunoașterea este totală. Să nu te îndoiești de micimea ta înseamnă așadar să negi toată cunoașterea și să păstrezi intact întregul sistem de gândire al eului. Nu poți păstra o parte a unui sistem de gândire pentru că poate fi pus sub semnul întrebării doar la temelia lui și aceasta trebuie pusă sub semnul întrebării din afara lui, pentru că în cadrul sistemului temelia lui rămâne în picioare. Spiritul Sfânt judecă în defavoarea realității sistemului de gândire al eului deoarece cunoaște că temelia lui nu e adevărată, de aceea tot ce ia naștere din eu nu are niciun înțeles. El judecă fiecare credință pe care o deții prin prisma provenienței sale, dacă vine de la Dumnezeu, el o cunoaște ca adevărată. Dacă nu, o cunoaște ca lipsită de înțeles. De câte ori te îndoiești de valoarea ta, spune: Dumnezeu însuși e incomplet fără mine. Amintește-ți acest lucru când îți vorbește Eu și nu îl vei auzi. Adevărul despre tine e atât de sublim încât tot ce e nedemn de Dumnezeu nu e demn de tine. Alege atunci ce vrei în acești termeni și nu accepta nimic din ce nu i-ai oferit lui Dumnezeu ca dar total cuvenit lui. Altceva nu vrei. Restituie partea ta și ți se va da și el întreg în schimb, că i-ai restituit ce îi aparține și ce îl face complet. Partea a opta. Grandoare versus grandiozitate grandoarea, ține de Dumnezeu și numai de El. Prin urmare, ea e în tine. De câte ori devii conștient de ea, oricât de vag, abandonezi automat eul, pentru că în prezența grandorii lui Dumnezeu, lipsa de înțeles a eului devine cât se poate de evidentă. În aceste situații, deși nu le înțelege, eul crede că dușmanul lui a dat lovitura și încearcă să îți ofere daruri, să te convingă să revii la protecția lui. În Încânfarea de sine e singurul lucru pe care îl poate oferi. Grandiozitatea eului e alternativa lui la grandoarea lui Dumnezeu, pe care o vei alege. Grandiozitatea e întotdeauna un paravan menit să ascundă deznădejdea și e fără speranță, pentru că nu este reală. E o încercare de a-ți contracara micimea bazată pe credința că micimea e reală. Fără această credință, grandiozitatea e lipsită de înțeles, și e cu neputință să o vrei. Esența grandiozității e rivalitatea, pentru că presupune întotdeauna atac. E o încercare delirantă de a întrece, dar nu de a desface. Am spus mai înainte că euul pendulează între suspiciune și cruzime rămâne suspicios cât nu mai speri în tine. Și trece la cruzime când te hotărăști să nu mai tolerezi umilirea de sine și să îți cauți alinare. Atunci îți oferă iluzia atacului ca soluție. Euul nu înțelege diferența dintre grandoare și grandiozitate, pentru că nu vede nicio diferență între impulsurile la miracole și propriile lui credințe străine de eu. Ți-am spus că eul e conștient de o amenințare la adresa existenței sale, dar nu face distinții între aceste două tipuri foarte diferite de amenințare. Profunda lui senzație de vulnerabilitate îl face incapabil să judece altfel decât în termenii atacului. Când se simte amenințat, singura lui decizie e între a ataca acum și a se retrage pentru a ataca mai târziu dacă îi accepti prin osul grandiozității, va ataca imediat, dacă nu, va aștepta. Eul e imobilizat în prezența grandorii lui Dumnezeu pentru că grandoarea lui stabilește libertatea ta. Chiar și cea mai vagă aluzie la realitatea ta îți alungă literalmente eul din minte, pentru că vei renunța la tot ce ai investit în el grandoarea e total fără iluzii și pentru că este reală e irezistibil de convingătoare dar convingerea de realitate nu va rămâne cu tine decât dacă nu îi permiți eului să o atace eul va depune toate eforturile să se refacă și să își mobilizeze energia împotriva eliberării tale îți va spune că ești nebun și va argumenta că grandoarea nu poate fi o parte reală din tine din cauza micimii în care crede el. Grandoarea ta însă nu e o idee delirantă pentru că nu a făcut-o el. Tu ai făcut grandiozitatea și te temi de ea pentru că e o formă de atac, dar grandoarea ta ține de Dumnezeu care a creat-o din iubirea lui. Din grandoarea ta poți doar binecuvânta, pentru că grandoarea ta e abundența ta. Binecuvântând, o păstrezi în minte, protejând-o de iluzii și ținându-te în mintea lui Dumnezeu. Amintește-ți mereu că nu poți fi altundeva decât în mintea lui Dumnezeu. Când uiți acest lucru, vei desnădăștui și vei ataca. Eul depinde doar de cât ești dispus să îl tolerezi. Dacă ești dispus să îți vezi grandoarea, nu poți deznădăjdui și de aceea nu poți dori eul. Grandoarea ta e răspunsul lui Dumnezeu la eu, pentru că e adevărată. Micimea și grandoarea nu pot coexista și nu e cu putință nici să alterneze. Micimea și grandiozitatea pot și trebuie să alterneze din moment ce sunt neadevărate amândouă și sunt așadar la același nivel. Fiind nivelul schimbării, e perceput schimbător, și extremele sunt trăsătura lui esențială. Adevărul și micimea se neagă reciproc, pentru că grandoarea este adevăr. Adevărul nu poate oscila, el e adevărat întotdeauna. Când grandoarea îți scapă, ai înlocuit-o cu ceva făcut de tine, poate cu credința în micime, poate cu credința în grandiozitate precis e ceva dement, pentru că nu e adevărat. Grandoarea ta nu te va amăgi niciodată, dar iluziile tale o vor face întotdeauna. Iluziile sunt amăgiri. Nu poți triumfa, dar ești exaltat. Și în starea ta de exaltare cauți alții ca tine și jubilezi cu ei. E ușor să distingi grandoarea de grandiozitate, pentru că iubirii îi se răspunde în același fel, iar mândriei nu. Mândria nu va produce miracole și de aceea te va văduvi de adevăratele mărturii la realitatea ta. Adevărul nu e obscur, nici tăinuit, dar caracterul vădit pe care îl are pentru tine stă în bucuria pe care o aduci martorilor lui, care ți-l arată. Ei îți atestă grandoarea, dar nu pot atesta mândria, pentru că mândria nu e împărtășită. Dumnezeu vrea să vezi ce a creat pentru că e bucuria lui. Poate oare grandoarea ta să fie arogantă când Dumnezeu însuși stă mărturie pentru ea? Și ce poate fi real dacă e un lucru fără martori? Poate ieși ceva bun din el? Și dacă nu iese nimic bun din el, Spiritul Sfânt nu îl poate folosi. Ce nu poate fi transformat de el în voia lui Dumnezeu nu există deloc grandiozitatea e o idee delirantă din cauza că e folosită pentru a-ți înlocui grandoarea. Dar ce a creat Dumnezeu nu poate fi înlocuit. Dumnezeu e incomplet fără tine pentru că grandoarea lui e totală, iar tu nu poți lipsi din ea. Ești absolut de neînlocuit în mintea lui Dumnezeu. Nimeni altul nu poate ocupa locul pe care îl ai în ea, și cât îl lași gol, locul tău veșnic așteaptă doar să te întorci. Dumnezeu, prin vocea lui, îți aduce aminte de ea și Dumnezeu însuși îți ține extensiile la adăpost în ea. Dar tu nu le cunoști până nu te întorci la ele. Nu poți înlocui împărăția și nu te poți înlocui pe tine. Dumnezeu, care îți cunoaște valoarea, nu vrea să fie așa și de aceea nu e așa. Valoarea ta este în mintea lui Dumnezeu și de aceea nu e numai într ta. Să te accepti cum te-a creat Dumnezeu nu poate fi o aroganță, fiind negarea aroganței. Să îți accepti micimea este arogant, însemnând să crezi că evaluarea pe care ți-o faci tu e mai adevărată decât cea dumnezească. Dar dacă adevărul e indivizibil, evaluarea pe care ți-o faci tu trebuie să fie cea dumnezească. Nu tu ți-ai stabilit valoarea care nu are nevoie de apărare. Nimic nu o poate ataca, nici birui. Ea nu variază, ci pur și simplu este. Întreabă-l pe Spiritul Sfânt care e valoarea ta și îți va spune, dar nu te teme de răspunsul lui, pentru că vine de la Dumnezeu e un răspuns exaltat datorită sursei lui, dar sursa e adevărată și răspunsul său tot așa. Ascultă și nu te îndoi de ce auzi, căci Dumnezeu nu amăgește. El vrea să înlocuiești credința eului în micime, cu propriul lui răspuns exaltat la ce ești, ca să nu te mai îndoiești de el și să îl cunoști drept ce este.